Ai investit în cripto până acum? Nu. Nu ai încredere? Nu pot să zic că nu am încredere, dar nu mi se pare foarte sigur. În altceva ai investit? În bursă, în acțiuni? Nu, că nu e o perioadă propice de investiții, dacă vorbim strict de perioada actuală. Dar la bursă și aia aș fi tentat, în alte condiții, peste un an, doi, de ce nu? La ce te uiți când, înainte să investești? E vreun indicator, ceva anume ce te tentează să te uiți? Păi nu, mai întâi să vedem ce dobânzi avem pe piață, ce se întâmplă, nu după ceva anume. Înainte să investești, te documentezi puțin, nu te duci și te arunci cu capul înainte. Nu am investit. Nu sunt de încredere? Nu, m-am documentat bine despre ele. Am auzit de ele, dar nu m-am documentat despre ele și n-am... Dar sunt șanse? Sunteți tentat? Am auzit că sunt șanse. Din auzite sunt șanse. Alte investiții, acțiuni la bursă, ceva de genul? Nu. Da, am un singur Elrond, da. Am unul singur care ba urcă, ba scade, da. Vrei să-l mai ții? Vreau să-l mai țin, da. Și aș vrea să mai iau. Să mai iei. Da. De ce te-a tras la Elrond și n-ai luat Bitcoin? Păi sau e de-al nostru, de-al casei, e Sibian, e proiect local și cumva simt că am încredere în el și e curiozitate până la urmă. Nu o să iei mai mulți? Păi, 2, ușor, 5, ușor. Ba da, o să iau. Aștept să mai scadă poate un pic și pe aceea să crească. Și... Bine, mersi da. Mult, okay. Spor, noroc. Salut! Nu, sincer, adică sunt ok atâta timp cât știi cum să le folosești, cred. Da, ai investit până acum? Nu. Și nu, doresc să investi? Nu, am de gând. De ce? Nu inspiri încredere? Ba da, doar că nu mă interesează personal asta. Investițiile de genul ăsta. Uh-huh. Întrebarea e dacă aveți investiții în criptomonede. Nu. Nu aveți o părere bună despre ele? Ba da, nu investesc în ele. Ce părere aveți despre ele? Nu pot să-mi dau o idee, nu am fost interesat niciodată de domeniul ăsta, dar cunosc persoane care au investit. Și au câștigat? Cred că nu. Sincer, nu. Dar de investiții la bursă, în acțiuni? Nu. Desigur. În care sunt cel mai cunoscut? Solana și Bitcoin, bineînțeles. Credeți că o să mai crească înapoi? Nu mai știu ce să credem. Dar ce v-a determinat să alegeți monedele astea? Probabil efectul de turmă, nu știu. Dar nu sunt mare consumator de așa ceva, însă în jurul meu am avut foarte mulți oameni care au investit și am preluat, să zic așa, modelul într-un fel sau altul. Sunteți pe minus în perioada asta, ca nu, toată lumea? Din fericire am prins perioada în care au crescut foarte mult, am... beneficiat atunci de un profit bun, am scos și sunt pe plus. Chiar dacă valoarea monedelor este foarte jos, la momentul de față lucrez, să zic așa, cu profitul. Nu, încă nu. Dar ce părere ai despre ele? O piață care trebuie studiată un pic înainte, foarte fluctuantă, dar interesantă. Alte investiții la bursă, acțiuni? Nu. Dacă o să înceapă din nou să crească aceste criptomonede, te gândești să investești? Nu neapărat, doar din acest motiv. Vreau să studiez un pic piața și la bursă și după aia. No, not really, no. It's no, bad investition? It's not really safe. It's not safe? Well, it's not safe, but it's fluctuated a lot, you know, so it's a bit complicated to forecast if you're gonna earn money or not, so... I guess it's better to follow it, and when the value goes down, you can invest and then hope that it's gonna be better later on, you know. And another investition, and stock market. Right now, yes. Do I look like small 10% from your salary or something like that? Yeah, no. Not investition at all. Not Bitcoin, but I guess like some promising company, like pharmaceutical company. I guess it's a good investment. Or even if you're taking like Tesla, it's gonna be good as well. Tesla, Apple. Every time you can invest before a keynote, for instance, in general, depending on the keynote, the value of the stock market can increase or not. Oh, so it depends. I guess. Where come from? We are French. French. Oh. Yes, okay. French. Thank you very much. Sure, no problem. Da, sunt niște monede favorite, criptomonede favorite în care. Și așa există. Acum nu știu care stare. Nu cred că știe nimeni. Dar ale care sunt favorite? Nu există favorite. Că tu vrei să faci bani. E vorba de favorita ta, e vorba care merge. Să nu te implici emoțional. Teoretic.
Mersi. Te-ai plin și emoțional, n-ai cu că-s banii tăi. Mersi, salut. E ceva prea vag pentru mine să înțeleg. Și te-ai gândit să studiezi, să analizezi? Nu, nici vorba. Dar alte investiții în alte bursă, investiții, în acțiuni? Acum sunt în curs de cercetare, dar la criptomonede. Ce fel de investiții? În sensul proprietăți, ceva de genul. Imobiliare? Da. Dar ați investit până acum? Nu. Doriți să investiți? Nu știu, dar momentan nu. Mă consider cam mică ca să încep un astfel de... Mi se pare... Sunteți voi mici sau monedele sunt mici? Nu mă văd în stare încă, momentan. Vrei, da? Să analizezi înainte? Da, exact. Și vreau să mai văd păreri. Dar momentan nu m-am gândit. Am fost axată pe altceva ca să mă gândesc să fac bani. Dar pe lângă criptomonede, ce credeți că mai sunt alte investiții eficiente? Studiat. Nu știu. Mie mi se pare așa, că trebuie să muncești dacă vrei să ai bani. Nu, adică prea așa... am citit despre... Da, mie mi se pare de noroc. Așa, și... Păi da, dar surplusul de la muncă, în ce să-l investim? Să zic 10% din salariu sau anumiți bani. În ce să investim? Să ne ajute pe viitor, nu știu, o afacere, să ne începem noi ceva. Să strângem bani, să începem noi ceva, să fim noi proprii noștri patroni, să nu mai fim conduși de cineva. Băi, sincer, chiar nu prea știu multe despre el. Am tot auzit chestii, mi se pare destul de riscant și mi se pare că trebuie să te implici foarte mult ca să înțelegi ce trebuie să faci acolo, așa că eu nu sunt dispus să fac treaba asta, dar o apreciez la cei care o fac, ce să zic. Am prieteni care sunt interesați, dar nu, eu încă nu sunt. Păi și alte investiții? Dacă nu ești cu cripto, băi, nu știu, eu lucrez în ce vreau, profesia mea pe care vreau să o practic toată viața. Care-i? Acum termin regie de film la București. Păi mai ești pe mine actor? Depinde, să văd, trebuie să facem o probă, că altfel nu-mi dau seama. Da. Nu e așa ușor. Bine, mersi mult. Bine. Ce părere ai de fenomenul ăsta, criptomonedelor? Ce părere să am? În carita să mă vin. Îi cumpără mai mult, mai mulți. Rest când scoți. Simplu. Dar cum adică? Cum e Caritasul? Eu n-am trăit atunci. O treabă piramidală. Cu cât bagă mai mulți oameni bani, cu atât crește prețul, cu cât începe să scoate, cu atât scade. A, deci ultimul plătește pe primul? Clar. Deci fiecare și... generație cu Caritasul lui. Păi cam așa, da. Exact. Deci nu ești implicat să ai și tu un Bitcoin, un Elrond. Ce să am? Un Bitcoin, un Elrond. Un Elrond, da. Unul, doi, acolo. Dar nu sume mari. Cum stă acum portofelul meu? Mai de jos 5, un pic. 5 de dolari, parcă. Nu, zic, mai jos, portofelul. Că o scăzut. Da, și posibil să mai scadă. Dacă mai scade, mai investești? Nu știu ce să zic, adică le-as așa de... Eu văd ca pe o distracție sau să le lași așa pe termen lung. Și dacă ai speranțe mari pe termen scurt, știi cum e tot... Tot omul zice, gata, vai... Peste noapte. Da, peste noapte, milionari în euro fără să facă nimic. Bă, nu cred că e chiar așa treaba. Și plus că 80-90%, poate și mai mult, din criptomonedele ăștia le dețin... Două, trei portofele. Exact. Pentru restul lumii.